Președintele PNL Nicolae Ciucă a anunțat că variantele B și C sunt pregătite în coaliție dacă medicul Cătălin Cristoiu va fi retras. PNL va avea chiar propriul candidat dacă va fi nevoie, spune Ciucă. El a mai declarat că o susținere politică a PNL pentru Cristian Popescu Piedone este imposibilă. A fost o decizie prin care am convenit ca în această săptămână, cât premierul nu este în țară, să existe acțiunea aceasta de clarificare din partea domnului doctor a tuturor acestor aspecte care țin de persoana domniei sale, pentru ca în final să putem să avem din nou o analiză și să putem să mergem mai departe sau să vedem ce decizie se ia. În momentul de față, domnul doctor este propunerea noastră de candidat la primăria capitalei. A noastră, a coaliției, ca să nu fiu înțeles greșit. Cu două zile înainte de a fi anunțat. Acolo ajunseserăm, pentru că dacă vă aduceți aminte, a fost în discuție încercarea de a-l convinge pe domnul profesor Tiberiu Florescu, profesor la arhitectură, și am discutat cu dumnealui, ne-am văzut de asemenea amândoi cu domnul profesor, a declinat oferta noastră și atunci a trebuit să se identifice alt candidat. Noi nu am avut un candidat, că nu am avut, și fiind vorba despre un candidat comun al coaliției, s-a căutat identificarea unui candidat în afara celor două partide politice. Avem varianta, avem planul B, avem planul C. Cât de mult aș dori eu acum să devoalez un plan, nu o fac. Dar, dacă va fi nevoie, Partidul Național Liberal, într-o situație de extremă urgență, ca să folosesc această sintagmă, va avea propriul candidat. Nu este o problemă. Dacă identificăm un candidat comun din afara celor două partide, e posibil să luăm o decizie în acest sens.